Cu începuturi din 1924 și cu o istorie frământată în care activitatea a fost chiar sistată, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, reînființată în 1990, pregătește de atunci sute de studenți dornici să aprofundeze învățătura bisericii. Astăzi, pentru acești viitori teologi, bucuria a fost prilejuită de binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Andrei, care a săvârșit Sfânta Liturghie. În paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă, înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a săvârșit liturghia darurilor înainte sfințite. Înalt preasfințitul Părinte Andrei i-a binecuvântat pe studenți, îndemnându-i ca în postul mare să renunțe nu doar la bucate, ci și la răutate. Ca să trăiești frumos, să faci performanțe din punct de vedere duhovnicesc, trebuie să te străduiești. Și Sfântul Pavel, strădania noastră, o aseamănă cu strădania sportivilor de performanță. Toți aleargă în stadion, dar numai unul ia premiul. În Epistola către Evrei, Sfântul Pavel spune un lucru pe care dumneavoastră îl știți cu toții și de care trebuie să ținem seamă. Sfântul Pavel zice că în lupta cu păcatul nu ne-am împotrivit până la sânge. E această performanță, încercăm să o facem în postul mare. Ne-am propus teoretic la început, ca precum postim de bucate, să postim de toată răutatea. Vi se vor părtea cuvinte rostite de multe ori și repetate. Dar chiar dacă sunt repetate, sunt tot atât de importante, tot atât de necesare. Am venit cu mult drag astăzi, aici la facultate, ca să fim împreună cu părintele decan, cu părinții profesori, cu doamnele și domnilor profesori și cu dumneavoastră, cu tinerii noștri studenți și studente, ca să oficiem împreună liturghia Sfântului Grigorie, dialogul. Dar de ce nu? Ca unii de la ceilalți să ne contaminăm de mai multă râvnă duhovnicească. Din sobor au făcut parte părinți profesorei instituției de învățământ. Mare a fost bucuria noastră, a cadrelor didactice și a studenților de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, de la toate cele trei etaje, licență, master și doctorat, întrucât, precum este o tradiție străveche, în postul mare, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit, a poposit în mijlocul nostru, a săvârșit Sfânta Liturghie a darurilor mai înainte sfințite și de asemenea a rostit cuvântul de învățătură. La finalul slujbei, decanul facultății a dăruit ierarhului o icoană cu Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, pictată de un student de la specializarea artă sacră.